alea frumoase. Acest GoPro din carcasă, pentru că nu se aude bine. Am reușit. În Bucegi mă adaptez, regim pandemic, fac trasee, o să sar un râu. Asta e partea ușoară, de-aia mă și filmez, pentru că era să cad de mai multe ori, n-am un talent deosebit. Poate o să-l fac, dar nu garantez. Și avem această vale frumoasă, care de fapt e un traseu forestier. Și de aici e o piatră, mai e o piatră și le-am trecut ușor, dar mai devreme, Doamne, era să cad cu popou în apă și alta nu. Ar trebui să-mi pun ochelari ca să nu stau cu ei. Așa frumos, munțoman, adevărat, să mă fac de râs. Sau știu și eu, măcar să amuz audiența. Iată, niște noroi, dar pot să merg în noroi așa. Fac nisipuri mișcătoare. Dar da, natură. Deci această vale frumoasă este un traseu de exploatare forestieră, de fapt. Aici nu prea sunt turiști. Și uite, curge frumos, apa așa pe marginea drumului. Aș putea să pun și un fundal sonor acum, că-s mai pregătită. Că cam asta e experiența, ascult muzică și merg. Dacă e ceva mai greu, închid muzica. E ca atunci când parchez mașina. Că dacă parchez mașina și e foarte, foarte greu, simt nevoia să închid ușa. Adică, nu ușa, muzica. Ca nu cumva să pocnesc ceva și să n-aud. Da, este un pic un marș funebru, așa. Și am mai călcat în niște noroi acolo, că n-am atâta atenție distributivă, dar asta e și ideea. Iată, mai multe izvorașe. Ideea e să mă fac de râs puțin, nu? Că dacă abandonismente nu mai prezint, măcar mă fac de râs frumos. Așa, în natură, eco, bio. Gunoi nu fac, nici foc. Mințenie. Iată, pentru aceste momente pandemice, am și boxă. Iată, la recomand, 200 lei. Au început ceva și mai funebru, cred că e ceva din Tarkovski. Dar merge așa cu natura asta. Dar nu știu că de pe placul maselor, oamenilor știu că le plac chestiile așa mai ritmate. Să fie perpetu tineri. Și eu asta încerc să fac, de-aia mă plimb pe aici. Ozon, ozonific corpul și creierul. Dar recomand tuturor să facă, pe cât posibil. Și acum mă antrenez. Bețele astea, mă rog, îmi iau greutatea din mâini. Ca să rezist mai mult. Dar acum le țin așa, adică sunt o mini batjocură. Și acum, iată aici din, cred că niște aura urzicianu. Dacă vine ursul, să dansez cu el frumos, un jazz rafinat. Dar nu prea am ce să arăt aici, adică ar trebui să învăț specii de, nu știu, asta o fi o rostopască, năsturași sunt unii mici. O ferigă, asta știu și eu că e o ferigă.
un molid. Nu vreau să știi de încă te iubesc acum. Caut și niște urzici, că pe alea le știu sigur. Ăsta posibil să fiu un alun. Dar chiar nu știu, trebuie să-mi iau niște manuale de-astea. De faună, floră. Și n-am urzici pe aici. Sunt bune urzicile. Aoleu, a început ăsta singur. Ce-o fi asta? E, mai bine niște Ileana Sărăroiu. Dacă mă întâlnesc cu pădurarii, talent, Aura Urziceanu, Ileana Sărăroiu, Hora Mare. Satul de vacanță, asta e pentru satul de vacanță. E un tribut adus satului de vacanță din Mamaia. Că mi-e tare dor de ce era acolo. Până un alta apiță, izvorașe și alte alea. Iată, frumos. Asta e un mușețel mare sau o romaniță. Ramașca paruschi. Și iată și o urzică mare. Dar nu se compară cu o fereastră mare de hotel abandonat socialist. Ce aș mai merge la mare? Bine, e interesantă această nouă activitate montană pe care nici nu știu cum să o documentez, ce să fac cu mine, ce e asta, e o schimbare brutală de ritm. Și o să fac și acum o schimbare brutală de ritm, pentru că mi-a ajuns atâta Ileana Sărăroiu. Să avem niște coloană infinit de la grupul Stereo. Râu frumos. Urând ar trebui să fac ceva, dar mai trebuie să mai slăbesc, că n-am o... Am pe aici niște grăsimi și nu prea pot să-mi ridic corpul suficient de bine pe panou, dar amintem pe munte. Dar ar fi interesant. Voi! Soare! Dar nu e mare. O băltoacă, ori fi mormoloci. Am prins unele și cu mormoloci. Dar nu, n-are mormoloci asta. N-am ce să arăt. Aici mai vine o porțiune cu apă pe care trebuie să o trec. Dar nu cred că o să mă filmez, că poate pic. Și bine, cred că ar fi interesant, dar poate chiar mă accidentez. Iată un fluture alb. Natură, frumos. Deja niște scaieți uscați. E 29 august, curând vine toamna. Uite, pe aici ori fi trecut și mistreți, urși. Aici încă merge, nu trebuie să trec. Uite aici o fosilă de plastic, ăsta se degradează în ani de zile. Fosilă, oare de câți ani o fi fosila asta de plastic? Fosilele mari de plastic, mai e și pe aici. Ne omorâm cu plastic și cu pandemie. Cred că mai întâi cu plastic și pe urmă cu pandemia, dar nenorocul. Și acolo e un anunț unde vorbește chiar de exploatare. Și cam asta e. Merg, mă mai uit. Mă pregătesc să-mi iau un manual. Să înțeleg și eu flora și fauna locurilor. Și bineînțeles o ceva de urs, că mereu sunt în pericol. Iată, bucegi. 2020, partea fără turiști și fără aglomerație, pe la exploatarea forestieră. Elegant, frumos.